O poveste cu clientelism local și bani prăpădiți de care nu ți-au spus niciodată. Să zicem că acesta e salariul tău. Pentru fiecare 100 de lei care ți intră în buzunar, tu și angajatorul tău mai virați încă 70 de lei la bugetul public. Apoi, când cumperi ceva, statul reține TVA 24% din prețul de raft. În plus, ia accize pe benzină, alcool, tutun și produse de lux, taxă de timbru, taxă radio TV, taxă ecologică și multe altele. Primăriile îți mai iau și ele bani, nu prea mulți, prin impozite locale pe case, terenuri și vehicule. Toate formează bugetul cel mare al țării, din care primăriilor și județelor le revine cam un sfert, după calculele EFOR. Însă nu e mult, ele au cheltuieli importante cu salariile profesorilor, asistență socială, subvențiile la încălzire și transportul public, strânsul gunoaielor și alte servicii. Rămân puțini bani pentru investiții în proiecte pe care chiar ți le dorești. Repararea străzilor și a sistemului de canalizare, amenajarea parcurilor, înființarea de grădinițe și, în special la țară, ulițe pietruite și rețele de apă. Iată de ce UE a decis să ne dea niște bani în plus la dezvoltare. 20 de miliarde de euro pentru perioada 2007-2013. Dar suntem în ultimul an și noi am cheltuit doar un sfert, adică un pic peste 5 miliarde. Și cum n-am avut încredere în primari, la ei a ajuns mai puțin de un miliard. Restul l-au gestionat prost ministerele. Iar politicienii nu ți-au spus lucrurile astea limpede pentru că nu le pică bine. Dar ce nu ți-au spus deloc este că fondurile europene zac nefolosite deoarece suntem slab organizați și nu ne convine să fim verificați de funcționarii de la Bruxelles. În schimb, am dat din banii de la buget de 6 ori mai mult pentru investiții locale, cam 5,5 miliarde de euro. Cu alte cuvinte, în loc să taie facturi corect și la timp pentru banii UE, au preferat să bage mâna în buzunarul tău, că aici nu îi verifică nimeni. Grosul, 3 miliarde de euro, s-a cheltuit în 2007 și 2008 pentru că se apropiau alegerile, iar guvernul minoritar trebuia să coopteze cumva cât mai multe primării și județe de partea sa. Și chiar dacă vorbim mereu de banii UE și despre cum să accelerăm absorpția, ei reprezintă doar 1 miliard de euro la nivel local. În schimb, ce s-a ales din cele 6 miliarde de euro strânse din banii tăi, nu discutăm niciodată. Și oho, cât ar fi de spus că mai multe ministere au alocat fonduri pentru același drum comunal, că s-au reparat școli rurale care se vor închide deoarece nu au destui elevi, că s-au reparat poduri luate de ape în comune unde n-au fost inundații, că primarii au fost încurajați să demareze 3-4 investiții deodată și să nu termine niciuna ca să aibă și la anul motiv să ceară bani, că n-a existat competiție deschisă pe proiecte, ci a primit fonduri cine a fost mai iute de mână sau cine a avut relații la județ și la minister. Potrivit hărții clientelismului, realizată de EFOR în perioada 2004-2011, cu 6 miliarde de euro din impozitele tale, guvernul a cumpărat influență în teritoriu și a încurajat migrația politică a primarilor către partidul ce controla robinetul bugetar. Unii au trecut deja prin 3-4 partide. După calculele EFOR, clientelismul a fost la maxim fix în perioada 2007-2008, când au fost și cele mai mari bugete. Comunele și orășelele sărace au fost în special vulnerabile la clientelism. Cheltuielile lor uzuale sunt de 2-3 ori mai mari decât veniturile, deci primarii ar face orice pentru un proiect de investiții picat din cer. De exemplu, ar da ulei și zahăr în campania electorală, ar organiza urne mobile și autobuze cu votanți migratori. Ai auzit de chestiile astea, nu? Ele sunt rezultatul lipsei de criterii și transparență în cheltuirea banilor tăi. Tot rezultate ale opacității sunt baronii locali, adică șefii de județe, care decid cu pixul personal cine primește fonduri și cine nu. Migrația politică a aleșilor locali, cea mai intensă din Europa și prăpădirea fondurilor pe proiecte inutile sau veșnic neterminate. Ce împiedică pe miniștrii români să creeze reguli obiective de alocare a banilor ca în cazul fondurilor UE? Pentru asta nu trebuie să schimbăm Constituția, nici să redesenăm harta țării inventând un nou strat de baroni regionali.
Răspunsul e simplu. Nevoia lor de a controla mai departe resurse importante pentru a le folosi în campaniile electorale și de a perpetua clientelismul local. Iar aici am încă o veste rea să-ți dau. Următoarea perioadă va fi cea mai plină de alegeri din 1990 încoace, cu campanii electorale în 2014, 2, în 2016, 2, 2019 și 2020. Tu îți dai seama ce înseamnă asta pentru buzunarul tău? Vezi harta clientelismului realizată de EFOR. Află cum sunt împărțiți banii discreționar în fiecare județ și ia atitudine acum. Intră pe www.expertforum.ro.